Saveta, mai avem însă câteva minute să vorbim despre sărbători. Pe de altă parte, foarte frumoase imaginile din mintea dumneavoastră provocate de Mariana Ionescu Căpitănescu și Marcela Fota. Avem fotografiile acestea frumoase și vreau să vă întreb, am vorbit de mama, dacă vă lipsește, vă va lipsi anul ăsta cineva? Da, ne va lipsi tatăl nostru, pentru că din păcate a plecat la ceruri anul trecut și noi mult timp n-am vrut să vorbim despre asta pentru că am fost foarte afectați, de fapt cu toții din familie am fost afectați și nu știu cum va fi, pentru că o să fie prima dată când ne întâlnim cu toții și tata nu va mai fi. Va fi greu. Vom merge la cimitir și acolo o lumânare îi vom pune și îi păstrăm memoria vie, pentru că în mintea mea tata n-a murit. În mintea mea este acolo cu zâmbetul dumnealui și ne așteaptă. Exact. Marcela? Am învățat să accept fiecare lucru pe care Dumnezeu ne-l pregătește. Mai ales că ție greutățile ți-au mai dat târcoale de-a lungul timpului. Cred că asta a fost și motivul pentru care nu am vrut absolut deloc să discutăm despre plecarea tatălui nostru, pentru că eu, nu știu dacă neapărat sunt puțin mai egoistă, dar a fost o perioadă în care am simțit că nu mă ajută absolut deloc să știe cineva absolut. Am considerat că dacă Dumnezeu m-a pus în situațiile în care m-a pus, Dumnezeu consideră că le pot duce. Și atunci au fost multe momente în care eu m-am întâlnit cu mama și trecând prin aceea situație, bine, puțin diferită situația mea de situația dumneai. După dispariția lui tata, da. Da, în care a trebuit eu cu tot curajul și cu toată încrederea să o îmbărbătez pe mama și să o fac să înțeleagă că acceptarea este cel mai important lucru și cel mai bun tovarăș al meu de drum în ultima perioadă. Faptul că trebuie să accepți cu adevărat situația în care ești pus și mai ales în situațiile prin care am trecut noi, când știi că nu există cale de întors. Cale de întoarcere. Da. Și atunci am acceptat, îi mulțumim lui Dumnezeu, așa cum am spus, pentru că ne-a dat putere să conștientizăm fiecare trăire și încercăm să ne bucurăm de tot ce trăim în continuare. Da, și acele momente le-am dus în liniște, pentru că nu am vrut să facem public, știind ce a generat pierderea Marcelei. Situația Marcelei, da, și atunci am zis că nu vrem să mai trecem prin și acea perioadă. E mai bine așa. Da. Doamnelor și domnilor, e un moment în care ne gândim la cei dragi care sunt aici pe pământ sau acolo în ceruri. Eu le mulțumesc pentru sinceritate, Mariana Ionescu Căpitănescu și Marcelei Fota. Să fie cu bucurie, cu copii, cu mama, să dea cu Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Le urăm tuturor românilor un Paște fericit, să aibă liniște și lumina sfântă să le vină în casă și să le aducă belșug, sănătate și tot ce își doresc. Le mulțumim tuturor pentru că ne iubesc cântecele, pentru că ne urmăresc. Pentru noi este mare lucru. Mulțumim. Și din partea Marcelei, multă sănătate. Marcela vă transmite multă sănătate, dar nu și acum. Tuturor. Da, hai să vedem, arătăm cozonac, că da, eu dau puțin apă până văd cozonacul tău. Ia. Doamnelor și domnilor, într-un cuvânt, cozonacii doamnei Saveta, minunați! Au ieșit bravo, minunat. Doamna Saveta, mulțumim foarte mult! Mariana Ionescu Căpitănescu, Marcela Fota, Saveta Bogdan și toate invitatele. Mâine o altă ediție specială. Toate cele bune! La revedere!